Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni, de obicei, invit misionari care lucrează pe diferite câmpuri de misiune din lume și rog să împărtășească cu dumneavoastră lucruri privitoare la dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu în acele locuri. Uneori însă invit și oameni ai misiunii, oameni care sunt implicați în organizarea și dezvoltarea misiunii în țara noastră. Un astfel de invitat este Rick Cunningham, este păstor în Biserica Vestea Bună din București, este membru în Agenția Pentecostală de Misiune Externă și, dincolo de toate, este misionar în România. Bine ai venit, Rick, mulțumesc, la emisiunea noastră. Ne bucurăm că ai răspuns invitației. Aș vrea să te întreb, cum te-a chemat Dumnezeu la misiune în România? Și apoi, legat de această întrebare, dacă în România mai este nevoie de misionari și ce pot face ei în România? Chemarea lui Domnul este principal. Ce face Domnul în un individual este de bază de tot. Dacă eu am venit în România, a fost pentru că Domnul mi-a vorbit în mod personal, direct, că asta este locul în care am trebuit să vină. Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Eu eram slujind Domnul cu 16 ani, am simțit chemarea la lumea atunci comunistă, blocul comunist, și a fost total imposibil să ajung. Când eu eram pregătit să plec ca misionar, am știut că era timp că eu încep cariera misionară și Domnul mi-a deschis ușa pentru Spania atunci, anul 82-83, și am fost în 12 ani slujind în Spania. În anul 92, Domnul mi-a trezit din somn de noaptea, spunând că am avut un vis în care eram predând cu înconjurat de studenții, dar nu în limba spaniolă, a fost altă limbă care a curs din gura. Și am spus soția, am trezit-o spunând, ce v-a întâmplat? Și nu știu exact de ce, dar cum, dar eu știu că Domnul mi-a spus că vom merge în altă țară să învățăm altă limbă și că mi-a părut o limbă de caracter latinesc. Nu știu sigur unde era. Și am început să ne rugăm în mod serios pentru local specific în care trebuie să ne ducem și am fost invitat să fac o vizită aici în România și am mers la un institut biblic și am căutat, eram profesor, director de institut biblic în Spania, am slujit pentru câteva ani. Și dorința de a pregăti tineri pentru a sluji Domnul este chemarea de bază ce am avut. Și când am ajuns aici, am simțit că trebuie să văd ce materiale erau disponibile în român și am mers la un institut biblic, am privit biblioteca și era acolo în jur de 5.000 de volumen, dar tot în engleză. Și când am întrebat unde sunt cărțile voastre în limba română, mi-au spus că nu prea a fost posibil în timpul comunismului să pregătesc astfel de materiale. Și Duhul Sfânt mi-a vorbit că trebuie să vin aici să ajut în pregătirea de tineri pentru a sluji Domnul. Când te-ai mutat în România? În 95 am ajuns oficial, am vizitat în 94 pentru prima oară. Deci ești de 18 ani. Da. Și simți că în continuare și crezi că în continuare locul tău este în România? N-am fost spus altceva. Până când Domnul mi declară clar că trebuie să merg în altă parte, cu ajutorul lui voi rămâne aici. Care este lucrarea de bază pe care o faci acum în România și într-un fel poate răspuns și la a doua întrebare pe care am legat-o de prima, dacă mai este nevoie de misionari în România, cunoscând că avem biserici evanghelice foarte multe, foarte mari, ce poate să facă un misionar străin în România? Eu cred că, în primul rând, dacă nu este chemat de Domnul, nu are nici un motiv de a fi aici. Dar eu cred că Domnul ne poate vorbi în mod direct
la oricare și dacă El cheamă, are un motiv. Eu am venit aici și am lucrat să învăț limba. Eu cred că primul pas pentru oricare misionar este a învăța cultură și limba de poporul respectiv și am slujit în domeniul asta. Am simțit că era foarte important să lucrăm în domeniul de pregătire de tineri și asta este încă baza care slujesc. Lucrez cu Centrul Român de Studiu Transcultural, pregătind tineri să slujesc Domnul ca misionar și mă bucur pentru această oportunitate. Cred că este ceva care Domnul are pentru mine în particular și a doilea lucru, am simțit că bisericii pentecostale în România au fost puternic în multe domenii, bine organizat în mai multe zone de slujire, dar am avut un tiner în anul 98 întrebându-mă cum ajung eu în Afganistan ca misionar. Și răspunsul a fost că n-am privit în bisericii local român nici o viziune de a trimite misionar. Și am spus, habar n-am. Nu este bine organizat biserica în domeniul de misiune și, de fapt, în această interrelație, Domnul mi-a vorbit că trebuie să mă rog pentru dezvoltarea de misiune în contextul român, că biserici încep să văd nevoie și viziunea de a trimite tineri ca slujitor până marginile pământului. Și m-am dedicat la astfel de scop, dacă asta a fost o parte. De fapt, Domnul mi-a spus că cultura pentecostală română are potențial uriaș în ce privește misiune, dar era un uriaș încă adormit, care trebuie să fie trezit. Și am oferit Domnul viața mea în domeniul de ajutor la dezvoltare de misiune, în primul rând prin școală la Agigia, în a doilea rând când tu ai venit mie spunând hai să organizăm ceva pentru trimiterea de misionar român, am spus slavă Domnului, am rugat ani de zile pentru astfel de oportunitate și cu bucurie am devenit o parte din acest proces. Cum se poate organiza o biserică locală pentru a se implica în misiune externă și care este rolul păstorului în dezvoltarea unui proiect de misiune pe termen lung într-o biserică locală? Este cheie pastorul. Dacă pastorul nu este cu viziune în domeniu, greu va fi ca biserica urmeze în această direcție. Eu cred că este absolut important la nivel de o biserică să înțelegem că Domnul dorește că noi nu oprim cu viziunea doar în Ierusalimul nostru și în Iudeea noastră. Este începutul acolo și plantarea de biserici în cultura română este ceva în care voi sunteți experți. Este o mișcare care Domnul a dezvoltat în această țară în mod supra-special. Voi sunteți dotați cu viziunea pentru a planta bisericii în fiecare colț din România și mulți înainte în domeniul ăsta. Dar când comunismul a fost în forță, nu a putut să plec din granița cu Evanghelia. Și eu am simțit că Domnul dorește să folosească cultul pentecostal și alte culte aici în țara, evanghelici, pentru a extinda împărăția lui Dumnezeu mai departe decât doar granițele lui România. Și în acest context trebuie să vedem ca biserică locală nevoia de a fi implicat. Cum descoperă o biserică locală nevoia de a se implica? În vremea comuniștilor a fost imposibilă implicarea noastră în misiune externă. De atunci au trecut 20 și ceva de ani. Uh-huh. Păstorul este omul cheie care poate împinge biserica spre misiune externă.
cum pregătim, cum echipăm biserica înainte de a se organiza? Trebuie predicat către misiune, trebuie să văd ce spune Biblia. Și ce spune Biblia? Care Iisus sunt textele a fost pe care absolut le clar. Faptele 1:8, veți primi o putere când coboară Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martor. Și nu este unul după altul în listă, veți fi martor în Ierusalim și în Iudeea și în Samaria și până marginile pământului. Asta e o traducere corectă în limba română. Este tot consecvent în același vreme. O viziune care este simultan, local, simultan în fiecare... în Ierusalim, da. În Iudeia, Samaria și exact. Până la marginile pământului. Așa este și multe biserici sunt vizionari pentru zona lor, pentru țara lor. Dar acum este nevoie, eu cred, să mergem mai departe în viziunea spirituală, să privim că mesajul care noi am primit cu bucurie trebuie predicat până marginile pământului, cu vigor. Să zicem că pastorul înțelege că trebuie să se implice personal și să implice biserica în misiunea mondială. Care ar fi principalii pași în organizarea unei biserici locale pentru a se implica în misiunea externă? Eu cred că sunt câteva pași de bază care trebuie făcut. Hai să-i amintim și să dezvoltăm puțin în, fiecare dintre ei. În primul rând, trebuie să fie comitetul de acord. Nu este doar pastorul implicat, întreaga comitetul trebuie să simt același viziune și de obicei când eu intru într-o biserică pentru a promova misiune externă, întreb dacă pot să fac o scurtă întâlnire cu întreaga comitetul, să împărțesc o viziune mai mare pentru toți care vor fi lideri în biserica. Și după organizăm un timp special pentru a promova misiune la nivel local. Și spun că fiecare biserică trebuie să se organizeze în privință de cum vor face colecte către misiune extern, cum vor cere ca oameni să se implică de mod personal în astfel de colecte. Noi folosim promisiunea prin credință. Un formular simplu care cerem că fiecare membru din biserică se roagă către care este partea particular ca individual în ce trebuie să participă în misiune și asta este canalizat în biserica locală. Biserica hotărăște cine va fi susținut, dar sugerez că biserica adopteze ca membri familiari biserica locală câteva slujitori misionari care vor trece cu mesajul Domnului în alte părți din lumea. Deci important este ca păstorul să prindă viziunea, da. Să înțeleagă că este biblică misiunea externă. Absolut, da. Apoi să aducă împreună cu el comitetul și să înțeleagă și comitetul și apoi să deschidă oarecum biserica locală pentru a fi influențată, pregătită pentru misiunea externă. Are importanță o zi a misiunii. Cum poate biserica la un moment dat să se implice în a susține un misionar sau mai mulți misionari? Vă spun ce eu am făcut ani în urmă când eu eram pastor. Am avut fiecare duminică din lună o colectă separat pentru misiune. Și noi am spus, asta este ziua în care noi oferim și zecioală în a doua colectă, dar pentru misiune facem o colectă specială și susținem misionarii și am avut un perete în biserică cu fotografiile de misionare care noi am adoptat ca biserică și pentru care noi ne rugăm și noi susținem economic în fiecare lună. E foarte important această concept de adopție în domeniul ăsta, dar și biserica locală trebuie să se organizeze. Dacă nu este contribuție lunar stabilit cumva,
misionar va mori de foame pe teren, dacă nu are cineva care în mod regulat este cu el în rugăciune și în susten. Deci tu zici că o colectă pentru misiune din când în când este binevenită, dar biserica locală ar trebui să se implice lunar, constant, cumva, în susținerea misionarilor. Absolut, pentru da. Pentru ca ei să poată face lucrarea acolo pe termen lung, fără să aibă această presiune a nevoilor financiare. Absolut, da. Domnul, eu cred că dorește că fiecare biserică participă în chemarea până marginile pământului. Și cum pot eu în fiecare lună susțin un slujitor în India și așa eu merg în India în fiecare lună. Eu susțin un alt slujitor care a mers în China, așa eu merg lunar prin baniul meu în China în fiecare lună. Și eu cred că Domnul dorește o biserică care evangelizează local în limba național, dar merge mai departe până în marginile pământului prin trimiterie de alți în numele lor, ca extensia lor, la o lume pierdută. Deci misionarul nu este o persoană care s-a detașat de biserica locală și are lucrarea lui pe câmpul de misiune. Este o extensie a bisericii. Misionarii sunt mâna întinsă a bisericii exact, locale spre exact. Un anumit popor, spre un anumit câmp de misiune. Absolut, da. Asta este viziune și este dorință Domnului, eu cred. Când eu eram pastorind, eu am vrut că biserica unde eu colaborez ajunge să da peste 10 oală de banii care ei au primit pentru misiune externă. Și nu ca o parte din bugetul, ca o ofrendă special pentru misiune care ajunge la un nivel în care noi am ajuns peste 10% din tot banul care a primit a mers afară din granița bisericii. Crezi că păstorilor le este teamă să implice bisericile în susținerea misionarilor pentru că ar fi afectat bugetul local? Eu știu că asta se întâmplă, dar eu cred că este ceva care Domnul dorește să ne învețe altfel de gândire. Cum anume? Care este experiența ta ca și păstor în Statele Unite sau ca și păstor aici în România? Eu am pastorit o bisericuță în America pentru 6 ani de zile. Și biserica respectivă a fost micuț, 20 de membri, dar am stabilit pentru noi o normă de a aștepta că Domnul va lucra. Eu am primit un salar mic ca pastor acolo din baza de zecioala, câteva la sută din zecioala lunar a venit pentru salarul meu. Și am fost spus de un board de diacon că dacă noi dăm la misiune, cum eu sugerez, că finanțele bisericească vor sufera ca rezultat. Și am spus, cum frați, sunt dispus să pun salarul meu la joc. Cred că Domnul dorește că noi ne implicăm mai mult în misiune și sunt dispus să pun la proba ce eu primesc. Și în primul an am mers de aproape nimic la o bună donație lunar. Și eu am văzut salariul meu crescând cu 30% primul an. A doilea an a doblat ce a dat biserica la misiune. Salariul meu și a mai crescut 30%. Și am văzut că dacă noi suntem credincioși cu Domnul, El va fi credincios cu noi. Și noi nu dăm pentru a primi, dar dacă noi suntem credincioși în ce facem noi Domnului, El ne va ajuta în alte domenii. Și am văzut că de obicei, eu cred, o biserică care învăță să da va primi binecuvântările mai mare din partea Domnului ca rezultat. Eu cred că este ceva absolut biblic și în domeniul asta. Dincolo de susținerea regulată a unor misionari
pe termen lung, ce mai poate face o biserică locală pentru misiunea externă? Care sunt alte aspecte importante? Trebuie să aibă o relație cu mai multe misionari, trebuie să scrie, să se roagă calendarul de rugăciune care noi oferim. Cât de importantă este rugăciunea pentru misionari? E absolut necesar. Nu știu câte ori am auzit cineva care a spus ce s-a întâmplat în ziua X și a fost o ziua în care am trecut o criză mare și am simțit că cineva undeva se roagă pentru mine și am știut că am avut o biruință prin faptul că cineva a rămas în rugăciune pentru mine în ziua respectivă. Știu asta, am experimentat-o. Și sunt și nevoie în ce privește călătorii. Eu cred că este pozitiv că se facă un pastor o călătorie pe teren de misiune. Să văd de mână întâi exact ce se întâmplă acolo și să înțelege mai bine cum se dirige rugăciune în urmă. Deci o biserică locală se poate implica în rugăciune, în susținerea misionarilor din punct de vedere financiar, dar de asemenea poate trimite pe termen scurt, pe termen lung, lucrători spre anumite câmpuri de misiune. Atunci, care este rolul unei agenții? Tu ești implicat într-o agenție de misiune și eu sunt implicat. Dacă o biserică locală face toți acești pași, unde mai este locul unei agenții de misiune într-o confesiune? E foarte important acest rol. În primul rând, o biserică locală este greu să fie înțelegător de toate complicații care sunt pe teren de misiune. Și dacă nu este cineva care mijloceste pentru misionarul, care reprezintă o biserică locală, greu ar fi să susțin singur un misionar dacă nu este o biserică foarte mare și puternică. Deci, în primul rând, o agenție este un liant între biserica locală și câmpul de misiune. Exact, da. Apoi, în al doilea rând, o agenție, o organizație facilitează deplasarea unui misionar în mai multe biserici pentru a primi suport, pentru că o biserică singură nu poate susține. Noi încercăm să ne relaționăm cu alte mișcare pentecostale în alte țări. Noi avem relațiile bune stabilite deja ca agenția cu alte țări, cu pentecostale care slujesc ca biserică națională în alte zone. Dacă mergem într-o țară în care este o biserică stabilită, în numele cui va fi proprietate cumpărat, dacă este posibil să cumpărăm o clădire sau o stație de televiziune sau de radio, în numele cui va fi pus aceasta. Și dacă avem o relație cu o biserică națională, avem cineva responsabil pe teren în care se poate înregistra proprietăți și legalitatea este corect făcut și noi avem relațiile așa cu oameni care vor merge mai departe. Dacă eventual misionarul nu mai este acolo, lucrul continua. Este ceva plasat care va avea rădăcine, care va merge mai departe. Deci experiența ta de-a lungul anilor și experiența bisericii demonstrează că cea mai bună lucrare pe care o poate face un misionar acolo, pe un câmp de misiune, unde există deja o biserică, este să se lege, să se conecteze, să lucreze în parteneriat cu o organizație locală. Da. Nu să meargă el singur să facă o lucrare de unul singur acolo. Eu cred că este foarte instabil dacă este doar ceva care el planteze și devine ceva dependent de personalitatea lui. Dacă el moare, ce rămâne? Și am cunoscut în istorie de misiune multe lucruri care au început cu intenție tot pozitiv, dar nu au avut o radicină adecvat local
Și când a murit omul care a fost baza economic, a murit viziunea împreună cu el. Noi dorim să zidim biserica lui Dumnezeu, dorim să stabilim împărăția lui Dumnezeu și asta nu depinde de o persoană, depinde de Domnul și de o biserică locală să fie stabilit cu lideri localnici care vor urma înainte dacă există prezență misionară sau nu. Asta este viziune. Dorim să vedem că Domnul face ceva care va crește și va continua acolo. Deci conexiunea cu biserica locală, organizație locală, ajută la dezvoltarea unor proiecte durabile în zona da. Respectivă. Turic, ești un misionar de carieră, misionar pe termen lung și susții misiunea pe termen lung. În zilele noastre se dezvoltă foarte, foarte mult, peste tot în lume, misiunea pe termen scurt, de o săptămână, de o lună. Care este deosebirea între un gen de misiune și celălalt gen de a face misiune? Pentru că, la un moment dat, toți care se duc se numesc misionari. Mi-e greu să numesc toți misionar. Pentru mine un misionar este cineva care investește viața. Investește viața în astfel de domeniu. Înseamnă învățătură de o limbă, de o cultură și de multe ore până când ești 3-4 ani într-un loc, nu ai cunoscut bine cultura adecvat pentru a face ceva de impact. Eu cred în călătorie de durație scurtă, dacă este cineva de termen lung deja acolo, care poate găzdui, poate îndruma și poate continua orice este beneficiu de această impact scurt. Eu cred că este foarte folosibil în mâna Domnului un grup evanghelistic care vine de durație scurtă. Dar eu cred că este absolut dependent de cineva care face lucru înainte și lucru în timp și lucru în urmă de această durație scurtă. Eu cred că 80% de misionari noi care vin la teren de misiune au făcut o călătorie scurtă înainte. Deci călătoria pe termen scurt este bună și pentru că confirmă o chemare sau în timpul acestei călătorii Dumnezeu cheamă pe cineva în lucrare. Noi când primim aici în România oameni din America de călătorie scurtă, noi rugăm înainte că Domnul va chema cineva ca rezultat la un teren și ne bucurăm că mulți au fost primitori de chemare în timpul că au slujit aici în România cu noi în un proiect cu copii sau cu tineri sau cu biserici. Ne bucurăm pentru asta. Yes. Pe termen lung, care crezi că sunt proiectele cele mai importante pe care misionarii, organizațiile de misiune ar trebui să le promoveze? Proiecte care să aducă continuitate în lucrarea lui Dumnezeu acolo. Unu și bază de tot se numește plantarea bisericii. Nu este un alt scop. Iisus a declarat voi zidi biserica mea și biserica este planul lui de atac pentru a atinge această lume cu harul său. Deci plantarea de biserici ar trebui să fie o prioritate pentru toți misionarii pe termen lung. Absolut, da. Eu doresc să văd plantate bisericii în România. Eu nu fac asta personal, dar eu ajut pe alți să fac asta de mod de bază. Eu doresc să pregătesc plantatori de biserici pentru alte zone. Și este lucrul la care eu m-am dedicat viața. Doresc să fac asta. De ce crezi că plantarea de biserici este metoda cea mai bună, mai eficientă prin care împărăția lui Dumnezeu poate să crească într-o națiune? Noi vedem câștigat o țară prin plantarea de biserici. Domnul nu face trezire națională foarte ușor dacă nu sunt oameni pregătiți să slujesc ca lideri localnici pentru a continua ce Domnul începe.
Și eu cred că este absolut esențial. Iisus a declarat, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. A face ucenici este un proces care eu identific cu zidirea unui biserică locală. Și ia timp. Cere timp. Cere timp și dedicație și continuitate. Și ăsta este iarăși un motiv pentru care susții și promovezi misiunea pe termen lung. Pentru absolut, că da. Procesul de ucenicizare, de plantare a unei biserici durează. Dincolo de plantarea de biserici, ce alte proiecte sunt importante în misiune pe termen lung? Acolo unde, de exemplu, sunt biserici, sunt națiuni în care există mii de biserici, lucrarea crește. Eu cred personal că un program de pregăti slujitori noi pentru fiecare țară este ceva de bază. Sunt școli sau centri de pregătire în care sunt pregătiți slujitori noi pentru această țară sau popor, este absolut nevoit. Noi ne-am identificat din grupul în care eu sunt asociat în America cu faptul că suntem colaborând în peste 600 de institute biblice pe parcursul lumii. Noi am văzut asta ca scop de bază pentru noi ca slujire. Dorim să câștigăm suflete prin fundația de biserici care vor atinge la nivel local suflete în zona respectivă. Deci plantarea de biserici, acolo unde sunt puține sau nu există, pregătirea, instruirea de slujitori maturi, serioși, acolo unde bisericile sunt în număr mare, ce alte proiecte importante? Bine, asta este bază pentru mine. Eu cred că Biserica Națională se poate dezvolta alte viziune, cum aici în România, canal de televiziune este un proiect care este de merit și trebuie să fie o binecuvântare pentru oameni. Proiecte de atingere a copiilor. În mai multe, evangelizarea copiilor este ceva de mare, evangelizarea tinerilor este ceva de mare importanță și Domnul nu are un sfârșit de proiectele care merit să fie de folos în mâna Lui. Dacă El dă viziune, hai să mergem înainte. Cum se poate armoniza un proiect social într-o anumită țară în care există mari nevoi cu un proiect de bază dintre cele pe care tu le-ai amintit? Întreb aceasta pentru că sunt organizații, sunt misionari care se concentrează pe proiecte umanitare și zilele noastre impresionez ușor o biserică atunci când vii, le areți poze cu copii dezbrăcați, flămânzi, orfani. Cum se poate armoniza un astfel de proiect social cu proiectele de bază? Pentru că noi credem că cea mai mare problemă a omului este despărțirea lui de Dumnezeu, păcatul. Și aici trebuie să se lucreze și el trebuie să fie restaurat în relația cu Dumnezeu. Este foarte ușor să promovezi o mișcare cu copii, cu fotografiile, dar dacă ești posibil, cumva să ajung la Tatălui cu Evanghelia și să văd un om care a fost beat, mântuit și îndrumat să fie un om responsabil pentru familia, întreaga familie schimbă. Eu văd aici în România străzii pentecostalilor, în care sunt clădirile puternice și frumoase prin cauza că Domnul a atins o familie care a devenit un stâlp în zona locală și asta a schimbat tot cultura locală ca rezultat. E bun. Eu cred că Domnul dorește că noi devenim oameni influențial în comunitățile în care suntem aflați. Dar eu cred că
este cel mai potrivit o slujire social în contextul bisericii. Eu cred că Domnul dorește să zidim biserică și dacă cumva putem să definim o slujire socială în contextul de cum va ajuta în zidirea unei biserică locală, asta este un proiect care eu aș dori să mă implic în aia mai ușor. Eu sunt evanghelist în primul rând, în a doilea rând și în a treilea rând. Și doresc nu doar să fac ceva cu scop de a fac ajutor social. Eu cred că de multe ori am susținut o viață păcătoși prin oferi fondurile care nu au fost cu direcție de a fi schimbat o viață în procesul. Deci în lucrare prioritar ar trebui să fie lucrarea de evangelizare, ca oamenii să se schimbe. Dacă ei sunt schimbați, înnoiți prin puterea Evangheliei, atunci se schimbă familia, mediul, comunitatea în care ei trăiesc. Și asta ar fi ordinea corectă. Asta este ordin care eu cred că Domnul are pentru familia. El dorește o familie care este puternică, cu un tată, o mamă și cu copii care beneficiez de mamă și tată care iubesc. În această lume actuală, cu tot fel de dezbinare, e mai greu, dar asta este încă planul divin, din părerea mea, unde merge corect. Da. Rick a vorbit despre biserică foarte mult, biserica locală, implicarea ei în misiune pe termen lung, despre faptul că păstorul este omul cheie care poate direcționa biserica spre misiune sau poate opri în a se implica pe termen lung. Am vorbit de asemenea despre rolul unei agenții de misiune. Însă, poate mulți dintre ascultătorii noștri sunt credincioși obișnuiți într-o biserică locală. Poate biserica în care ei sunt membrii nu este deloc implicată în susținerea misiunii. Ei ne ascultă, poate doresc să se implice. Cum ar putea un credincios care ne urmărește să se implice în susținerea misiunii mondiale? Ce ar putea el să facă? Se face contact cu agenția, pentru exemplu. Noi avem modalități de a susține direct prin internet cu câteva misionari care merg în numele Agenției Pentecostale de Misiuni Externe în zonele foarte dificile. Noi ne bucurăm de tineri care se pregătesc pentru a merge mai departe în multe zone, dar un individual se poate implica și prin biserică și afară de biserică, dacă biserica nu are o inimă în această direcție. Este modalitate, dar probabil dacă scrie la Agenția Pentecostală de Misiuni Externe se poate explica mai ușor cum se poate implica. Ești de un timp destul de consistent aici în România. Cum vezi evoluția bisericilor evanghelice din România în ceea ce privește misiunea externă? Ești optimist? Foarte optimist. Crezi că va crește numărul bisericilor implicate, a numărului de misionari trimiși mai departe? Și de unde vine acest optimism? Din faptul că așa a promis Domnul, din părerea mea, este obviu că El dorește că noi ne implicăm. Și eu văd că uriașul se trezește în domeniul de misiuni externe. Ce va se întâmplă? Este o entuziasm de multe biserici în privința asta. Și eu știu că noi suntem dispuși să ajutăm în domeniul ăsta la oricare biserică care dorește să se organizeze în domeniu cu mare bucurie. Participăm în procesul respectiv. Ei sunt domn de ce se fac la nivel de biserică local, dar dacă doresc ajutor în domeniu,
suntem toți din agenție dispuși să călătorim, să ajutăm oricare biserică să se devine mai bine organizat. Și oferim și câteva candidați posibile. Eu călătoresc des și cum tu călătoresc cu candidați misionari care au nevoie de ajutor. Și dorim să vedem acest tineri plecând. Săptămâna asta plece în Madagascar o familie din grupul Slavă Domnul pentru asta și mulți înainte dorim să vedem. Eu cred că crește în timp că oameni sunt chemați și răspund la Domnul, Domnul va deschide ușe pentru că ei pot să plec. Care crezi că ar fi resursele din România pentru misiunea externă, înțelegând numărul de biserici, cunoscând numărul de biserici, cam câți misionari crezi că ar putea să trimită România pe termen lung și să-i susțină? Doar Domnul știe răspunsul. Eu cred că este un număr fără sfârșit acum. Doar am început. Agenția are 45 de misionari deja trimis. Eu cred cu tine că prin anul 2020 ușor putem să vedem 200. Ușor. Eu cred că nu este sfârșitul, este doar începutul. Eu am văzut în America că noi avem peste 2400 de misionari actual trimis. Limită nu există decât viziunea. În ce timp că Domnul ne dă viziune, putem mai mult pentru Domnul. Și El este absolut vizionar când El ne privește pe noi. Timpul a trecut destul de repede, Rick, și aș dori dacă ai un cuvânt pentru ascultătorii noștri, pentru păstori, dacă ne urmăresc și păstori, dacă ai un cuvânt pe care vrei să-l adresezi, aș vrea să o faci acum, la încheierea acestei emisiuni. Bine, dacă pot să citesc un scurt pasaj din Roman, capitolul 10. Declară Scriptura, capitolul 10, din versetul 13, o declarație care este absolut. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Asta este absolut declarație Domnului pentru noi. El dorește să ne promite că oricine cheamă numele Lui va fi primit din cerul și mântuit. Dar urmeze patru întrebare scripturale retorice. Dar cum vor chema pe acele în care n-au crezut? Și răspunsul este obviu. Dacă n-au crezut, nu vor chema numele Domnului. A doua întrebare. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? E obviu. Dacă n-au auzit vreodată numele lui Iisus, cum vor putea să crede? Nu pot. Și a treilea întrebare. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Eu văd absolut clar în Scriptură că trebuie să fie chemat cineva care va merge în numele Domnului să propovăduiască Evanghelia în zone în care nu a fost eficient, adecvat auzit cuvântul către el. Și ultima întrebare, și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Și eu cred că este absolut responsabilitatea noastră ca Biserica lui Dumnezeu să trimitem oameni în zone în care încă este nevoie de Evanghelie. Nu este opțional. Domnul are un plan că Evanghelia merge întotdeauna mai departe. Ultima poruncă lui Iisus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Până când noi am ajuns până marginile pământului, nu am împlinit porunca că El ne-a dat și cu ajutorul Lui în această generație dorim să vedem fiecare colț din lumea atins cu Evanghelie, cu declarație către Iisus și oferind că oricine crede și cheamă numele Lui va fi mântuit.
Amin. E treaba noastră. Mulțumesc tare mult, Rick. Apreciez faptul că ai acceptat invitația mea bucărie. Să fii la această emisiune și Dumnezeu să te folosească și să ne folosească pentru ca tot mai multe popoare să fie atinse cu Evanghelia. Ne oprim aici, stimați telespectatori, l-am avut pe Rick Cunningham, misionar în România, păstor și membru în bordul Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Chiar dacă am vorbit poate mai mult despre mișcarea pentecostală în această emisiune, vreau să spun că printre misionarii noștri sunt mulți care vin din alte confesiuni evanghelice și îi susținem pentru că suntem preocupați ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă aștept cu bucurie săptămâna viitoare în aceeași zi, la aceeași oră. Și nu uitați, vestea bună este bună dacă sosește la timp.